Și acum vă rog să fiți atenți aici. Doamne, doamne, nu știu, nu știu dacă sunteți pregătiți pentru așa ceva. Așadar, vă mulțumesc pentru întrebare și pentru complimente. Nu pot să le spun că mă simt prea flatat și nu e momentul acum să dezvălui toate cuvintele adresate. Pur și simplu, vă mulțumesc. Marcel, mă, Vela, cu fanii pe Facebook. Băiețașul ăsta se crede Daniel Iordăchioaie pe vremuri. Cine te crezi, bre? Moare, mă, moare de vedetism. Stă pe Facebook cu cetățenii. O să-l vedeți cântând, făcând striptease, orice, numai să se uite lumea la el. Nea Marcele, matale ai suflet de clov, bre. Nu zic că e rău, dar cum naiba ai ajuns ministru? Mă simt bine și în același timp sunt optimist. Super! Simte-te bine! Yay! Ce vrei, mă, ministru de interne din România în timpul pandemiei se simte bine pe Facebook? Vă zic eu, i-a fost interzis să se mai dea balenă în paharul cu apă. I-a zis Iohannis, bă, stai dreacu cu minte, bagă geaca în șifonier că s-a încălzit. Și atunci s-a dat pe Facebook omul. Deci este o luptă inegală. Foarte tare și faza asta. Teodorovici a fost astăzi la DNA. La ieșire, bineînțeles, jurnaliști. Le-a explicat Orlando de ce s-a dus la DNA. Practic, procurorii au scăpat ca prin urechile acului de mandat de 24 de ore din partea lui Mărlando. Am primit acasă hârtia de notificare că s-a clasat, fără să știu exact despre ce este vorba, cine a fost... Ce v-au întrebat procurorii astăzi? Ce au vrut să afle de la dumneavoastră? Nimic, eu am venit să aflu de la dânsii. Ce anume? Ce? Să ascult acele discuții în conversări telefonice din acea perioadă. Totul legal, Orlando? Ai găsit ceva nereguli? Băi, DNA-ul, să nu vă culcați pe o ureche, da? Orlando o să tot treacă pe la voi. Să nu credeți că sunteți de capul vostru. Dacă faceți ce vreți voi, cum vreți voi. Doar așa selectiv, doar 2-3. Și am zis că nu e nevoie să mă ascult pe mine. E ca melomanii, Orlando. Din când în când trece pe la DNA, își pune căștile și ascultă interceptări. În principal cu el. Mai vechi, da. Vrea să afle dacă și în 2013 era la fel de inteligent, da, sau creierul a început să îi se dezvolte abia din 2014. Salut, dragi prieteni, vă salut și pe voi, cei din presă, cei care sunteți avizi de știri cancaniste. Vorba aceea, OTV nu a murit, sau Dan Spătarul a murit. Ce vreți, mă? Omul e kitsch atât. E imitație de imitație. E fake al unui fake. E pițipoancă politică de ultimă speță. Oricum, ciudățică treaba asta cu DNA-ul și SRI-ul care te ascultă ani în șir, iar la un moment dat primește acasă o înștiințare. Cu metre vezi că avem o căruță de înregistrări cu tine, te-am urmărit timp de 3 ani, dar n-am găsit nimic. Și mai zic o dată, poate mai sunt oameni raționali care își dau acum seama ce au susținut atâta timp. Pentru că ăsta nu e stat de drept, nu e nimic, e un stat securistic pe care proștii, stând pe margine, îl aplaudă. Atât. Fiecare cu secretele lui. O tot auzim de 30 de ani pe asta cu numirile politice. Eu, dacă aș fi primar, să zicem, și conform legii, numirea unui manager de spital ar sta în pixul meu, m-aș agita să pun un manager foarte, foarte bun. Cum l-aș pune? Politic, bineînțeles. Doar că m-aș înconjura de oameni buni, mișto, care știu meserie și pe care m-aș putea baza oricând. De fapt, cu numirile politice, aici e buba dacă stăm să ne gândim. Când sunt puși în funcții oameni din partid, vedem că acei oameni sunt proști, sunt niște cretini. Lăsați pe stradă, nu și-ar putea găsi de muncă nicăieri. Ce înseamnă asta? Înseamnă că partidul și selecția și promovarea în partid constituie problema. Nu procedura, faptul că numirea e politică, nu? Altfel ce e? Că poți să pui oameni din afara partidului care să fie la fel de tâmpiți sau de hoți. Și pentru că reținem mai bine dacă folosim exemple, vă propun să-l auzim pe un tip care a fost acum, în pandemie, manager de spital la Câmpeni. Școala vieții... E școala... Cum să zic eu? Școala, eu zic că școala vieții a mea face mai mult ca și poate a domnului primar cu două facultăți. Mai mult decât facultățile dânsului. Clar.
Școala vieții, zic eu, îți oferă posibilitatea să iei deciziile corecte și de moment. Să ieși dintr-o situație critică în orice moment. Să te descurci. Domnul e Valentin Gog, șef de sală la o cârciumă din Câmpeni, director de restaurant, cum își spune el. E, domnul a ajuns în pandemie manager de spital la Câmpeni. Are școala vieții, cum spune el și cum ați auzit. Boss, nu vreau nota. Voiam să întreb ceva. În perioada asta cu pandemia, școala vieții a fost tot online? Domnul e deci de la PNL și acum vă rog să fiți atenți la porcăria asta. Deci, pe post era un PSD-ist. Orban dă ordonanța aia idiotă că în vremuri de pandemie managerii de spitale sunt puși de guvern, așa că PNL îl dă jos pe directorul PSD-ist aflat pe funcție și îl pune pe șeful de sală. Da, sunt mulți șefi de sală în partid la PNL, iar după fuziunea cu PDL s-au făcut și mai mulți. De foarte mulți consumatori în ambele partide și de aia... Uitați-vă deosebirea între un om care știe să bea whisky și unul care bea ca prostul. E, ordonanța sufletului pică, normal, nu dai ordonanțe pentru partid, cum urlă PNL doar când e în opoziție, iar șeful de sală de la Câmpeni e demis, în locul lui revenind PSD-istul. O porcărie, fraților, un joc de putere din care pierde mereu de 30 de ani cetățeanul. Părerea mea personală e că eu am fost numit de domnul ministru, ceea ce nu i-a convenit domnului primar. Deoarece eu sunt o persoană foarte luptătoare. Să ne înțelegem, fraților, acest mecanism prin care ajung la putere doar ca să le dau serviciu oamenilor mei din partid trebuie să dispară. De fapt, asta a însemnat a fi la putere pentru partidele de la noi după Revoluție. Partidul este o firmă de plasare de forță de muncă în instituțiile statului pe bani buni, fără să faci mare lucru. Atenție, ca om politic ar trebui să vreau să fac numiri ca lumea în toate funcțiile, pentru că performanța numirilor pe care le fac este de fapt performanța mea. Unde e de fapt tragedia? Cum spuneam, la partid. Pentru că partidul a devenit de fapt o colecție de oportuniști, de cioorditori, de inculți care îl ajută pe domn primar în campanie și apoi vin cu pretenții, cu cerințe. Intră pe ușă ca lipitori de afișe, ies consilieri, funcționari, parlamentari sau mari afaceriști cu contracte la stat. Dânsul mă ducea la masă și cunoscându-l, îi spuneam, uite, am nevoie de asta, mă servea la masă. Deci, pentru mine este doar tot chelner. Nu vreau, v-am zis, nu vreau să jignesc branșa asta, pentru că nu-i corect. Ăsta e primarul. Iar dacă l-asculți, îți dai seama că doar întâmplarea a făcut ca unul să fie la PSD, iar Gog ăla la PNL. Altfel, erau frați. Se întâmplă și în Parlament și peste tot. Am ajuns să facem formulări tâmpite de genul: nu punem oameni de la partid în funcții, domne, punem oameni competenți, adevărați profesioniști. Dar ce, bă, la partid aveți numai imbecili? E halucinant, chiar și politicienilor le e scârbă de ceea ce se numește politică. O consideră că atât de jos am ajuns. Nu, frate, dacă ești un om politic bun, pui în funcție oameni buni din partid. Știți cum? Chiar să ți se reproșeze. Bă, l-ai pus acolo pe prietenul tău. Da, bă, așa e. Și a făcut treabă. Și e prietenul meu pentru că îmi place să stau printre oameni deștepți, capabili, mișto, de la care să am de învățat. Dar ce să te faci, bă, cu ăștia care se plimbă prin politică de 30 de ani, nu? O adunătură de dobitoci. Și știu și ei asta foarte bine. Rezultă că clar și el a fost numit politic. Eu am fost numit de colegi, clar. Vă rog eu din suflet, nu mai plecați urechea la ce spun PSD și PNL legat de măriri sau micșorări. Este principalul subiect de 30 de ani și tot de atâta vreme e foarte prost discutat.
Haideți să le luăm pe rând, să le punem în ordine, să înțelegem, fraților, că altfel suntem toți cu schimbarea în gură și cu hai frate că nu mai avem nicio șansă, nu vezi că nu se întâmplă nimic? Păi nu se întâmplă nimic, pentru că în primul rând noi acceptăm să jucăm în piesa asta proastă, regizată de politicieni. Deci acum există acest n-avem domne de unde, păi nu vedeți că e criză? 1. La noi mai mereu oricum e criză. Nu ni se spunea că suntem cu deficit un pom mereu în anii trecuți? BNR spune asta în fiecare an. Dacă e să fie măriri, pensii, ori salariu minim, ori alocații, tot ce se poate e o indexare cu inflația. Adică ciuciu mărire. Cumva noi nu merităm măriri. Ați observat? Totul trebuie să fie pe minim la noi. Cumva părem blestemați. Adică vrei creșteri? Du-te, tată, Germania, Franța, Spania, Italia, dar nu România. Păi, anul ăsta, finanțele ei mai ale dracu ca oricând. 2. La fel ni se spune acum, lăsați, dragi români, că luăm de la pensiile nesimțite și vă dăm vouă. Asta e o altă mare prostie, o gargară, un populism ieftin. Când auziți un politician spunând asta, să știți că minte, schimbați canalul. Sau, dacă fizic e aproape de voi, mă rog, nu vă spun eu acum să intru la instigare sau ceva, dar vă descurcați. Adică, vezi, doamne, ei sunt niște justițiari care iau de la bogați și dau la săraci. Ideea e că sărăcia în țara asta vine din cu totul altă parte. Vine chiar din modul în care politicienii organizează viața economică în această țară. N-are treabă nici cu numărul parlamentarilor, cum ne mințea Băsescu. N-are treabă nici cu pensiile speciale, cum ne mintă știi acum. Bineînțeles că sunt nedrepte pensiile speciale, strigătoare la cer. Dar unii se folosesc de ele ca să scape de adevărata lor vină. Despre asta e vorba. Este nevoie de o sumă de 3,2 miliarde. De unde puteți să luați acești bani? Prin relocare de la capitolul bunuri și servicii. Este alocată suma de 51 de miliarde. Recomandarea noastră este să luați 3 miliarde necesar pentru alocațiile copiilor, 4 miliarde, de asemenea puteți să îi redirecționați către bugetul de pensii astfel încât să aveți bani ca să creșteți și pensiile cu 40%. Iată, asta e o frecangeală de plimbat, ci că banii dintr-o parte în alta. E nimic, luăm de acolo și dăm în partea ailaltă. Să vă zic așa, România are 36% TVA necolectat. România are 26,3% din PIB, economie subterană. Ce înseamnă în bani economia subterană, neagră, gri, căcănie sau cum vreți să-i spuneți? Înseamnă 200 de miliarde de lei anual. Anual! Alte 30 de miliarde de lei reprezintă TVA-ul care dispare pur și simplu an de an, pe care unii nu-l plătesc. Da, există multe jeguri care susțin că fac afaceri, dar de fapt ei doar fură bani neplătind taxe. Adică ce să o mai lungim? Una peste alta, la 4 ani, în România se fură un PIB întreg. Bineînțeles, apar ăia care zic, e, lasă-mă că și la alții e economie subterană. Bă, e, dar nu atât. Iar salariile și pensiile la alții sunt incomparabil mai mari. Media UE pentru economia subterană este 16%. Noi suntem la 26%, da? Iar fiecare 1% care ne desparte de băieții ăștia înseamnă miliarde. Acest coș minim pentru un trai decent presupune să avem un coș de peste 7.000 de lei în momentul de față. Este vorba de o familie cu 2 copii. S-a votat în Parlament mai de mult un nou coș minim de consum. Am discutat și noi aici la emisiune cu Victoria Stoiciu, expert în relații de muncă, realizator Starea Muncii, care a lucrat la această lege. Președintele Iohannis îl știți, să trăiască firmele și banii și casele, da? Oamenii să mai aștepte. Președintele, deci, a trimis legea înapoi în Parlament, fără să explice, fără să nimic. Că așa e el, șeful nostru suprem, ne dă explicații doar dacă vrea. Da, aroganța SRL.
Chiar, l-ați văzut ieri? Nu știu, mă, parcă devenise mai simpatic, mai uman. Luna trecută, acum două luni, jurai că-i om, frate, că simte, că acum pare iar fier așa. Sunteți în perioada aia rece, domn președinte? Mă rog, nu mă bag eu în viața omului. Ce ziceam? Așa, legea coșului minim de consum. Parlamentul a votat-o la fel, astfel încât acum președintele este obligat să o promulge. O va face fără explicații, desigur. Ha, ha, ha. De ce este atât de important acest coș de consum? Pentru că în funcție de valoarea sa putem modifica și salariul minim. Ce spune acest coș de consum al unei vieți decente? Spune, spre exemplu, că o familie cu doi copii are nevoie de 7.000 de lei pe lună pentru a trăi decent. Traiul decent este acel lux în care omul își permite în fiecare lună și câțiva lei pentru cultură, pentru timp liber, pentru produse de igienă, adică o viață de om, da? Nu un salariu care să-ți permită doar niște ciorbe, sandvișuri cu parizer și apă de la robinet. Adică să te hrănești și să trăiești cât să poți merge la muncă și a doua zi, că aia nu-i viață. 70% dintre români primesc mai puțin de 2.000 de lei în fiecare lună. La noi se plătesc unele dintre cele mai mici salarii din toată Uniunea Europeană. E, bineînțeles că vor sări unii. A, dar de unde bani, domne, de unde? Din economia neagră, mă, băieți, care este economia prietenilor voștri de multe ori, a ăstora care întrebați de unde bani toată ziua. Și din colectare de TVA, și din taxarea mai mare a profiturilor mari, și a produselor de lux, și a proprietăților. Adică de la a doua casă în sus, domn președinte, să fie impozitul 80%, 90%. Deci, din astea, e simplu, dar nu se va face, pentru că trebuie să ne înțelegem rolul care ne-a fost dat pe tabla de joc. Forță de lucru foarte ieftină pentru șmecherii Europei. Dacă vrem alt rol în jocul ăsta de putere, trebuie să investim foarte mult în educație și în câteva perechi de boașe. Senzațional!